Astăzi, la dezvoltarea vorbirii, avem de discutat despre fluturașii noștri. Fluturașii sunt niște vietăți care eu ne uimesc cu gigășia lor. Există mii de lucruri interesante despre fluturi. Ei par parte din grupul insectelor. Așa că vom demonstra astăzi un șir de fluturași frumoși, drăgălași, pe care vei face cunoștință. Dorești să faci cunoștință cu fluturașii noștri? Bine! Bine? Dorești? Da! Bravo! Aici, la televizor, este demonstrat un fluturaș. Cum zboară fluturașul? Cum zboară? Ia-mi spune, fluturaș. 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 Hai să alcătuim câteva propoziții despre fluturaș. Avem mulți fluturi. Avem? Avem. Mulți? Mulți. Fluturi. Fluturi. Fluturașii sunt frumoși. Fluturașii, fluturașii sunt frumoși. Așa, fluturașii zboară. Fluturașii zboară. Zboară. Bale. Zboară. Așa. Dar ce culori au fluturașii? Diferite culori. Galben, roșu, verde, oranj. Ia-mi spune, galben. Verde. Albastru. Albastru. Așa, bravo. Mai au și culoarea neagră. Hai spune, culoarea negru. Culoarea neagră. Bravo. Hai să ne mai uităm și să admirăm fluturașii noștri. Unde sunt fluturașul? Unde este fluturașul? Ia, hai să vedem. Pe ce s-a așezat el? Pe flori. Spune mai tare, așa să ne auzim. Pe flori. Pe flori. Dar câți sunt aici în imagine? Unu, doi. Doi fluturași. În imaginea asta cât vezi? Câți fluturași? Unu. Așa. Acuși mai vedem o imagine frumoasă. Să știi că fluturașii mult nu trăiesc. Ei mai mult de o săptămână nu trăiesc. Dar pentru a zbura, ei au nevoie de căldură cât mai mult. Bine să cunoști aceste lucruri, bine? Bine, ia uite ce fluturaș frumos. Pe ce s-a așezat el? Pe flori. Pe flori. Câți fluturași? Doi fluturași. Bravo. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. La revedere. La revedere.